Într-o atmosferă plină de solemnitate, dar și de speranță, Comuna Șovarna a sărbătorit în acest weekend un moment simbolic al unei noi etape în administrația locală. În prezența unor personalități importante ale județului Mehedinți, ceremonia de constituire a Consiliului Local pentru mandatul 2024-2028 a reprezentat mai mult decât o simplă formalitate instituțională. Evenimentul a adus la oaltă reprezentanții ai comunității, viitori consilieri și invitați care au înțeles importanța unei administrații locale unite și implicate, dornică să pună bazele unui viitor mai bun pentru Șovarna. În acest weekend a avut loc ceremonia de constituire a noului Consiliu Local al Comunei Șovarna pentru mandatul 2024-2028. Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorului Liviu Mazilu și a prefectului județului Mehedinți Alin Isuf, marcând un moment de mare importanță pentru comunitate. Primarul Constantin Prundeanu, reales în funcție, a fost felicitat de oficialitățile prezente pentru obținerea unui nou mandat. În discursul său, senatorul Liviu Mazilu și-a exprimat încrederea în capacitatea primarului și a echipei de consilieri de a aduce dezvoltare și prosperitate în Șovarna. Îl felicit pe primarul Constantin Prundeanu și îl asigur de tot sprijinul organizației PSD Mehedinți al Consiliului Județean și al meu personal pentru a continua proiectele dedicate locuitorilor din Șovarna, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Alături de primar au depus jurământul consilierii locali care și-au asumat oficial responsabilitatea de a reprezenta interesele comunității în mandatul următor. Aceștia au fost încurajați de prefectul Alin Isuf, care le-a urat succes în activitatea lor și a subliniat importanța colaborării între autoritățile locale și județene pentru administrație eficientă. Primarul Constantin Prundeanu a mulțumit echipei și a reiterat angajamentul administrației locale de a derula proiecte esențiale pentru comună, precum modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și atragerea de fonduri pentru dezvoltare. Cu sprijinul PSD Mehedin și al Consiliului Județean, noua echipă de consilieri locali își propune să continue proiectele de infrastructură și dezvoltare locală începută în mandatul anterior, contribuind astfel la bunăstarea locuitorilor comunei. De asemenea, primarul a subliniat importanța proiectelor de investiții pentru a sprijini economia locală și a oferi oportunități pentru tinerii din Șovarna. La finalul ceremoniei, autoritățile județene au adresat felicitări tuturor consilierilor locali pentru preluarea mandatelor și laurat succes în îndeplinirea atribuțiilor. Evenimentul marchează un început de mandat promițător pentru Comuna Șovarna, într-un context favorabil dezvoltării locale și colaborării interinstituționale.